toate sunt singur proiecte. Mai erau proiecte și răzile la generale, de agenda. Nu? Nu, dumneavoastră, tu vorbiți de satul Nou Prihan, nu? Satul Nou Prihan, da. Depus, e depus, da. Cu cenii. E depus cu studiul de fezabilitate. La noi aprobați. La noi intră acum în asfaltarea nu, asta. Nu, nu, asta nu, 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 nu avea finanțarea aprobată. Nu avea finanțarea. De asta zic, erau două proiecte cu cenii și nu mai aveți da. Unul, da. Ok, e ca așa, pentru lămurirea mea. Aia, bună, Nicova, asta, da. Considerați că putem să dăm drumul la ședință ca să... Bună ziua, stimați colegi! Astăzi, trebuie în mandea domnului Dumnezeu 15, ați fost invitați și convocați de către domnul primar în ședință ordinară. Având pe ordinea de zi spre dezbatere, ce le fac proiect, ce le fac procese verbale, dacă sunteți amare, ale ședințelor ordinare din 28-11-22, 19-12-22, 28-12-22, așa, și procesul lor a ședinței extraordinare din 25-11-2022. Ca proiecte de hotărâre, avem proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza voastră a Comunii Mădurătății Bacău pe anul școlar 2023-2024, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunii Mădurătății pentru anul 2023 și proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2023. Să supunem... În început avem rapoartele de adăugare la toate cele trei comisii de specialitate, 14 prezenți fizic în sală, în vot online, domnul Cicic, pe care am urmă pentru aprobarea proiectelor de hotărâre. Supunem la vot proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva? Da. Începem cu prima dată înainte de intra în ordinea de zi. De la ședința extraordinară de 19-12-2022, discuții, completări? Ce-am discutat? Da. Cine este pentru? Verificare, zice domnul Taloan, că a scris acolo că e lipsă și verific. Nu vă bag. Abțineri? Împotrivă? Trecem la procesul verbal de 28-12-2022, ședința ordinară, ultima de anul trecut. Discuții? Tot așa. Cine este pentru? Nu. Abțineri? Eu. Ok. Și ultima ședință, procesul verbal de la ședința extraordinară de pe 25-a-2023. Discuții? Cine este pentru? Abține? Primul proiect de ordine de zi este rețeaua școlară. Deci avem un proiect privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza UAT Comuna Măgura Județul Bacău pentru anul 2023-2024. Este un proiect pe care îl aprobăm la fiecare început de an. Toți am avut la MACO, e discutat și în comisii, dacă sunt discuții de la proiectul. Eu am o întrebare pentru lămurirea mea. De ce scrim la grădiniță, grădința Crihan, program normal Crihan? Este structura la școală, gimnazială, nu trebuie să spună. Da. Când o scrim din grădiniță, ați spus acolo? Era o grupă, aveam o grupă care funcționa acolo, dar nu aveam grădinița de aici. Înțeles, da. Dar ea ca și structura rămas la fel. Dar nu mai sunt alte... Da, vreau să întreb
ce s-a schimbat față de anul trecut și ar trebui când cineva prezintă așa să vină respectiv, adică trebuie să fie când doamna contabilă are de prezentat bugetul, să fie doamna contabilă, când doamna directoare are de lucru, să vină doamna directoare să putem să o întrebăm. Dacă e ceva. Domnul Cavaliu, un proiect, nu... Adică nu știu dacă cineva, nu se schimbă, nu sunt stricari școlii, nu... Nu vorbesc în principiu, nu. Chiar nu știu dacă sunt lucruri în amănunt în care putem noi intra să schimbăm ceva sau să facem din rețeaua școlară care vine fiecare an. Și la care nu cred. Da. S-au mai făcut școli în redinția nouă și nu știu care și simt s-au modificat, probabil. Nu s-a modificat nimic. Doar locația. Grădinița era acolo și acum este aici. Grădinița numărul 1. Deci, grădiniță sau structură. Este inclus să fim în aceeași curte cu școala de Gimnazială în Brăiescu Mădă. Exact. Structura la fel nu e. Școala de Gimnazială în Brăiescu e școala numărul 2 cu tot cu grădiniță. Înainte erau și grădinița 2 separat, grădinița 1 separat, grădinița 3 separat și școala separat. Acum sunt doar școala 2 cu locul de grădiniță și grădinița cu fan. Dacă erau 5 și acum sunt 2, înseamnă că s-au schimbat ceva. Nu s-a schimbat nimic, doar că nu ne-am mai dat voie să avem 3, dar asta e de 3 ani de acum. Dacă mai sunt și alte întrebări? Eu o constatare, vreau să spun că actul de promovabilitate a crescut foarte mult în 2022. Ceea ce este din... La o dată. Da. 2021 a fost clar pandemie, a fost... Au fost probleme. Dar în 2022, nu puteam să spun foarte bine. Eu nu sunt calitativ. Dar ar fi trebuit luat în calcul. Lucrul ăsta. Și știți la ce fel de fel. Da. Da, dacă nu mai sunt alte intervenții. Supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? În ziua? În ziua. La fix. Puteți că a venit. Da, nu s-o mă mă reușită. Nu s-o mă reușită. Doamna Vasiloiu la școală. Da. Dar eu la funcționare pot să... Dacă ești primar, pot să votez mult? Da. 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 Ești primar, atunci nu mai e. Și nu, toți consilierii n-ar mai trebui, că nu-și iau indemnizația. Aia sunt niște absurdități.
sunt undeva acolo, dar... Dar bine să ținem cont de ele și să nu... Astea sunt punctuale, sunt expresii. Asta la te înseamnă că nu vă dați nimeni bugetul să vă luați indemnizații. Să nu... Vă dea lucruri, plecare, dacă n-ați arestat, nu? Adică este, este absurd să nu pot să votez pentru soția mea, dar pentru mine pot să votez. Păi dar nu, soția domnului Dăscărescu trebuie de acolo și el nu poate să votez. Dar eu nu pot să votez. Poate fi interpretat ca un avantaj, deși cred că o prostit, sincer, da. Asta e. V-a jucat, v-a jucat. Am văzut vedeți de o ședință să dezbatem mai multe. Dar eu să înțeleg la cuvânt. Deci, la cuvânt. Să așteptăm să nu transformăm în ședință diverse, cu genul. A zis domnul ăsta. Nu vă dau drept. Spuneți. Avem în vedere că eu n-am n-am întâlnit în ședințele în comisie. Așa am stabilit anumite chestii care sunt aici. Vă rog să prezentați numai ce s-a întâmplat azi, adică să ne concentrăm pe ce vă schimbați. Domnul, problema președintelui. Lăsați așa că pune, eu pus bine problema și domnul viceprimar. Într-adevăr, față de, față de ce am pregătit noi aseară, având în vedere că până la urmă și bugetul este o prognoză, nu? Ne-am bazat pe anumite sume pe care am gândit că o să le primim din partea Consiliului Județean. Din păcate, n-am primit ceea ce gândeam noi și a trebuit să ajustăm un pic din anumite, din anumite capitole ca să plicăm exact pe suma pe care pe care nu am primit-o, sau o să picăm pe buget, de exact cu suma de lipsă. Să vrem să diminuăm suma respectivă. Deci, în valoare de 500 și cât, doamne, era. Deci, aseară am discutat la 11.05 și 227 la drumuri, au rămas 45. Atât ne-au dat astăzi în urma ședinței. La 0405 aveam 463 la echilibrarea bugetului, ne-au rămas 70 din 463. O trebuie să dăm jos 575.000. Da, deci pe total 575.000 fiindcă față de, față de ceea ce presupuneam noi că vom primi de la, vom primi de la Consiliul Județean ca sume alocate. Eu zic că bugetul, bugetul așa cum l-a proiectat noi este foarte bun. Cu lista de investiții, cu sumele pe care le-am la investiții, să știți că n-am umblat eu. Da. Sunt foarte importante și am gândit că umblăm un pic în funcționare, umblăm la, așa, până la capitole care nu pot genera, eu știu, disfuncționalități în, în cursul anului. Putem foarte bine în a doua jumătate a anului sau până atunci, dacă vor mai fi avocate sub ceea ce nu cred, să ajustăm bugetul și să acoperim, să acoperim golurile rămase acolo, dacă spunem bine. Pentru a completa bugetul așa cum l-am gândit inițial. Nu sunt prea multe ajustări, doamna contabilă are să vă spun exact de unde am luat, cât am luat, ca să încădăm pe 579 de mii clip. 575. Așa, 575. Am dat jos de la 6720, da? 670220, de acolo cu căminul cultural. Mai răspund, mai răspund. 670220, da? Am jos cât? 40 de mii. Din... De acolo de unde am văzut aseară, da. Acolo mai adăugat. Da, noi am mai adăugat acolo. Nu s-am gândit așa. În prima jumătate a anului nu cred că la căminul cultural nu vom putea funcționa. Vor rămas fie anul. E obiect de investiții de anul. Așa. Că nu putea funcționa. Și atunci am gândit să luăm de acolo. Ca să nu intrăm în investiții, să nu intrăm în alte capitole. Bun. De la Iluminat. Am dat jos 100.000. 70.02, 20. 70.02, 20. Da? Da? Erau 400, dacă rețin eu, și au rămas 300. Era acumulat, erau 400, era 80 la carburanți, era mai multe, nu? Da, da, numai de la eliminat. Din 400 am luat? 100. Și-a rămas 300. Da. Am mai luat de la 70.02.20, unde scrie clor, mentenanță, de 100 de am luat 35.000. Și au rămas 65. Da. 65 funcționăm și până am mai luat 100.000 de la Salul Dreptate. Da, 300 și 275.000 din 51.02.20.
de funcționare, da? Da. 270. Și am rămas cu 740.000 la funcționare. Și am avea fost 575.000 din funcționare, la investiții. Da, să rămânem cu investițiile așa cum le-am zândit noi, exact cum am înlătruit aseară. Dacă ați fi luat 104 de metri de la poliția locală și la CVSU, nu vă mai plângați. Da. Sunt angajați în primărie. Exact, nu mai e... Da. Pot să vă spun că v-ai scurtat? Prognoza la cheltuieli de personal, 1.950.000 pentru câte luni? 1.950.000? Poate ne ajunge un an. Nu știu. Deci se va mai umpla la un moment dat. Dar e destul de acoperitor. Este acoperitor. Da. Se discute doar de prestare. Mai este de șase persoane? Exact. Numai dacă se mai măresc cumva salariile iar și nu, dar... A fost cu ultima lună. Lăsăm și noi pe ultima lună. Poate o să ne mai dea ceva rectificări. Mă gădeați că sumul vor... Vor mai apărea în cursul anului, nu cred că rămânem doar cu atât, vor fi rectificări. Și cred eu că nu-i descurcăm bine așa. Am ținut tare, morție și să nu umblăm nici într-un fel la investiții. Și să avem sumele acolo ca să putem, știți și dumneavoastră, avem magazinare, avem puțul furat, avem gazele, cofinanțări la drumuri și la salinii și la... Chiar de investiții. Și gândesc că nu avem voie nici măcar cu gândul să umblăm acolo, le lăsăm ca să le putem duce la bun sfârșit. Domnul Berușu. Da, la transporturi, m-ați foarte puțin bănuți ăștia 45.000 de lei. Față de cât am... La ce capitol? La 10. 84.02.20. Mă gândeam, provizoriu, fără să deranjăm pe cineva, să fi luat de aici în liceu 1.950.000, pentru că, cu siguranță, în trimestrul 3, vom mai avea o rectificare și atunci vom mai pune... Domnul Berușcă, și dacă în trimestrul 3 ne dau 160 sau poate nici atât, nu ne dau, noi ce facem? Adevărat, așa aici am pus să mă implant. Înțelegeți, noi, spre sfârșitul anului, rămânem fără bani și asistență socială. Mai punem și acolo. Gândiți-vă că aici vorbim de desătezire, balastare, și mai avem noi în gând să mai facem și marcaje reparații. Poteți? Și marcaj. Da, marcaj și niște reparații. Și banii ăștia, cred că dacă mai linci de două ori... Nu acoperim nici dezăpezire. Nici nu acoperim dezăpezire. Acum, ăsta e... Nu... E clar că nu sunt... Bun, se nu de răzire, bă, ăsta... Adică salariile, sunt salarii, clar că nu sunt salarii, mai mult ca sigur în 33 de euro. Dar nu poate mai lungi 5.000. Aici inițial au fost 252.000. Nu? Da, da. 252.000. Am adăugat noi 25.000 la 227. Dar venind diminuarea asta, înțeles că ați intervenit, nu? Da. Faci cum ești. Păi am lăsat 45.000 cât ne-au dat Consiliul Județean. Rest. Da, 45% de țeam, dar ca idee, da, adevărat, aici am pierdut din vedere, mă gândeam totuși cum aveam noi alocați, mai erau 25% de țeam, da. Haideți să luăm de la salarii, de la 1.950 și asta e, să punem 1 miliard acolo ca să avem totuși. Adevărat, trebuie să plătim dezăpezirea, trebuie să mai facem o balastare ceva, și așa ai strâns cu ușa 145.000. Și să mai punem o să acolo, vă știți ce au fost doar de la mână și servicii. Da. De la salarii, de la partea nouă. De la salarii, da, așa cum se dedați. Mai ușor facem o rectificare în noiembrie la salarii. Dacă ne dă statul, ați văzut că ne-am amăgit cu sumele de la ei? Putem să luăm și de la salarii. Dar nu se cheltuie. Unde nu se cheltuie? Unde eram? Că dacă o rămas puțin peste tot... Doamna contabilă, oricum aici dumneavoastră ați gândit-o oricum cu... Ați gândit-o pe plus la capitolul ăsta. Adică să avem niște bani rezervă în condiții în care... Da, da, tot am luat-o. În care se mărește la poliția locală, poate cine mai... Și de aici nu s-o atinge. În prima variantă de buget. Haideți, haideți-o pe zi. În condiții în care vor mai crește salariile, vom mai angaja o persoană, două, cum ne-a gândit. Suntem în luna februarie, e deja cu ce mai vrem noi să facem. Eu zic, până o să vină mărirea de salarii, dacă o să vină... Cât îți spuneți? 100? 100, nu vom mai mult, ca să acoperim mai, dar cât mai dezăfezirea și cu asta aici va fi...
Cred că sunt ceva 140. Acum, dacă este descris capitolul celui suplimentar. Exact. Da, da, vedeți, capitolul ăsta ce ține de dezătezele și de balastare, clar, nu mai putem suplimenta decât tot abia în iulie asta. Da. Deci nu mai putem intervenit. Noi trebuie să funcționăm, să facem lucrurile astea. Avem o lună, două, de care poate să mai mintă și cum s-o termina cu nisoarea clar de sigur. Balastare pe foarte multe drumuri și ajungi și în situația în care nu poți face contract, n-ai bani. Balastarea de ce stă acum? Da, de ce stă acum? Deci, sincer, nu știu unii se mai identifică. Dumnezeu putea o mirat ca să urmă totul în clasa. Uniformizăm la susținerea cultelor, dăm 30.000 la fiecare și mai facem 24.000. Da, nu, eu zic că la și așa eu zic că sunt unii. Nu, 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 asta este, dacă nu sunt bani anul ăsta... Eu zic că o să regrezești situația asta. Să completați aici la reparații rigure și atât, reparații drumuri, virgulă. Da, păi de asta am văzut asta seara, dar nu am mai prins. Da. Legat de banii aia care i-am pierdut, nu i-am primit. Adică, acum 2 ani de zile am propus să vindem terenul concesionat. Până acum n-am vândut niciun teren pentru că am înțeles că s-a făcut evaluări și... Sunt evaluări, urmează într-o ședință, cred că e extraordinară, săptămâna cealaltă, sau pisii două săptămâni, mai vedea că mai avem ceva proiecte pentru care sunt urgente și atunci o să aprobăm evaluările, sunt făcute evaluări, o să trebuia să le aprobați dumneavoastră, să le spunem acolo în Consiliul Local. Și în baza hotărârii să le putem înainta către doritor și să vedem. Cred că va fi nevoie să luăm și decizia, dar tot împreună, să le asigurăm condiții de achiziționare rapid. Vedem, vom vedea acum. Adică mie mi se pare că... Pentru că acolo vor mai veni niște bani. Pe asta vreau să zic că suplimentam bugetul de acolo, din sumele acolo, numai că de... Nu știu exact, n-am văzut ce o evaluare, dar am înțeles că e cu 30 de euro și mi se pare că e foarte mult. Nu, 30 de euro. Dar o fi creierul pătrat. Nu știu, n-am primit niciuna. Nu. Vă rog dacă aveți... Dar o să le avem. Și nu o să aducem evaluare, îl discutăm cu asta. Nu trebuie cu asta. O întrebare, poate n-am fost atent. Banii pe care îi vom primi pe concesiuni pot merge și pe funcționare și pe dezvoltare? Numai pe dezvoltare. Numai pe dezvoltare. Asta trebuie întrebat, pentru că dacă vin banii respectiv, să știm de acum, oarecum, să facem o prognoză și să știm pe ce îi ducem. Adică dacă știm că avem niște obiective pe care îi ducem în restul 3 acolo, putem să lăsăm cu mai puțin bani acum, în speranța că în urma concesiunilor vor intra bănuți acolo. Da, da, ce obiective de investiții sunt acolo. Nu, 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 doamna Sorina, dacă sunt obiective care știm că se închid în restul 3 sau 4, este posibil, la asta mă referim. Doar dacă știm că anumite obiective se închid atunci. Dacă știi că ai treabă în el intenție cu unul, doi, nu poți să te faci doi. Asta e clar. Păi să vorbim așa cum am pomenit, nu intrăm prea tare, după aia o să ne bulgăm să prea tare. Putem amendamentul propus mai devreme, cel cu votarea. Da, ca să trecem la așa altă soluție dumneavoastră la votare. Nu mai am de unde e tamen. Exact, suntem pe punct și unul. Eu zic că nu înțelege nimic asta. Ale oricum îți fi dezvoltat. Îți fi dezvoltat. Putem să tăiem bani de acolo, pentru că se depune dosarul. Durează 5-6 luni și după aia nu trebuie banii. Și am mai putea tăia de acolo. Da, dar banii de acolo nu trebuie. Da, dar vreau să vă spun că s-a făcut un proiect, avem un contract de s-o depus. Da, deci nu se rămâne mai spune. Asta e foarte bine impusă problema. Deci deschiderea sesiunii de depunere este iminent, luna martie. Știu. Înțelegeți? Iar noi până atunci trebuie să facem ceva de mersul, trebuie să facem un proiect, ceva, un studiu, trebuie să facem, adică sunt niște sume care vor trebui cheltuite rapid, ca să putem să ne încadrăm în perioada de depunere. Știți cumva proiectul de gaz extindere când se duce? Că avem o parte care sunt bănuți, o parte sunt... Păi suntem la avizii la ANIF. E ultimul aviz înainte de autorizația de construire. În primăvară se pot apuca. Adică foarte spus e exact în picăprării, așa cum ne-a discutat aseară. Eu zic să rămânem așa cum am stabilit
Și o vedea pe traseu ce, ce bănuți nu mai vin. Suntem foarte atenți să completăm exact unde am luat, ca să nu, ca să nu avem probleme cu derularea bugetului. Doar o idee și o sugestie, dacă vreți, și o să o spun scăpivă. Având în vedere că la funcționare nu putem, deci banii aia, dar în cazul în care vindem terenul, da? Banii se duc la dezvoltare. Adică nu putem să punem preț. Cum să rămână la funcționare cum ați stabilit și acești bani aia, 1 miliard sau 100 de mii vechi, nu? Să se ducă la dezvoltare. Dar noi acum trebuie să-i punem, adică trebuie să-i... Să avem efectiv banii care avem, noi deja îi punem pica plâne. Noi vindem terenurile sau nu o să le vindem? Dar nu la drumul de trebuie să o sumă mai mică, de exemplu. Înțelegeți? Nu. Prea puțin. Nu văd. Este imposibil. Știți că am avut o situație anul trecut în care n-am pus noi bani pentru poliția locală. În iulie anul trecut la rectificare, au fost bănuți și sunt deci, avem până acum 8 evaluări. Avem până acum 8 evaluări. Eu zic că din astea 8 evaluări, 2-3 persoane vor fi dornice să cumpere cu, cu banii. Eu așa prieteni pe mine. Și s-a adunat vreo 45-50 de mii de euro care vom putea duce pe dezvoltare. Dacă va veni vă rectificare, care putem acoperi foarte bine funcționarea ca să nu ne mai, să nu mai face probleme. Să mai facem economii la funcționare. Putem face și economii la funcționare. Noi putem face economii. Facem comisia de, de verificare a modului de încărcare, modului de încărcare și de, de sortare din partea populației. Da, orice măsură, oricum, sincer, va trebui să strângem până la foarte multe capitole. Și la cheltuie, și la orice. Ne limităm la simplu necesar. Să punem să fac la divers. Da. Bun. Dacă nu mai sunt multe discuții... Un amendament și amendament. Și amendament bugetul. Da. A fost menționat amendamentul, da? Da, a fost votat. 10.000 de la 100.000 de la ce rămâne să acolo, da? Da. Da. Nu mai e. Dar s-a acoperat acolo 100.000. Asta e important. Sunt 1.600.000. Da. Da. Cu amendamentul de la 100.000 de la funcționare, da? Pentru a fi mutat la drumuri. 84.000. Da. 13. Bun. De fapt, 13. Eu nu m-am da, corect. Bun. Vreau să votăm cele două capitole mari unde avem posibile conflicte de interese și apoi bugetul mare, da? Deci mergem pe funcționare, așa cum a fost amendat. Cine este pentru? S-a abținut Dăscărescu și doamna Vasilor, nu? Nu, nu. Ați trecut și la funcționare. Da. Am raportat. Am raportat. Ați trecut și la reparații, drumuri, rigole și alții. N-am voie. Și mergem la capitolul învățământ. Cine este pentru? Deci mai puțin doamna Vasilor, da? E principul ăsta, dar la și noi, care suntem în copătă Vasilor. Nu, acolo aveți excepții. S-a mai zis, s-a mai discutat, da, s-a actualizat. Da, bă, dar eu nu știu, de toți viceprimarii. De două județe, nu am văzut niciunul care să nu fie treaba lor. Deci pe care am înțeles. Oaie și păzești pe ele. Păi terminăm vorbim. Deci asta nu zici la extrem, crede. Bine, eu am cazul verdeșilor. O, evident. Eu sunt verdeș, da. Se frică de incompa și pe dar. Mergem pe bugetul total. Da. Amendat cu acel 100 de mii. Cine este pentru? Abținere, nu. Da.
Pe site-ul primăriei am văzut undeva ajutor din încălzirea a JPIS. Ce înseamnă asta? Mai sunt, deci nu toți până la decembrie au venit și au depus dosarele la 5 luni, pentru 5 luni, da? Okay. Și sunt care au cu 4 luni sau cu 3 luni. Și mai e suma, am mai văzut bine, da. Sumă de la FETI, da? Și cu suplimentul ăla care este 33.000, da? Aia ne dau JPIS. Da? Dar să fie prins în buget, ca să nu mai rectificăm, că eu știu, poate e vină în luna februarie sau în luna martie și noi să îi putem plăti la... Mulțumesc! Bun, la capitolul diverse. Dacă sunt diverse, dacă avem... Domnul Merușu, colegi. Dar în ce stadiu mi-a făcut cu amdățarea rezervorului de apă din dealul Magea? Suntem la autorizație de construire. Zicem noi, dar vreau să vrească să... Cine mi-a dat construcția? Deci vă întreb, pentru că și sâmbătă a fost oprită bancă din an. Am avut o avare. O avare inadevărat pe Valea Mărului. Valea Mărului a fost da. Vă mai întreb o dată, în momentul de față, partea din osebiții conectate la, oraș, la Crab. Da, da. Deci noi acum luăm apă, o parte din comună alimentată de la oraș. Da. Pentru că, știți, că e problema mare cu apă și... Acum ar trebui să bugeți și magazinarea și un pus forat, trebuie să demorăm rapid și cu pusul forat. Rapid, prioritatea numărul 1. Ce zonă doriți? În zona parcul cu bine. Avem terenul care l-am achiziționat noi. Trebuie să ceva cine, nu se suprapune cu ploimul, pentru că asta e marea problemă. Nu se suprapune cu ploimul și atunci o să-l forăm în zona respectivă. Și o să alimentăm bazinele vechi. Gospodăria vechi de... Doamna Băician. Doamna Băician. Doamna Băician. Spune-ți, doamna Băician. Da, m-am scris acolo. Eu aș completa aici că trebuie să facem ceva și cu colectarea banilor pentru apă. Încasarea banilor. Colectarea banilor. E cantități consumare. Exact. Eu zic că se pierde mult, că na, n-avem bani la buget, dar multă lume nu plătește apă. Același lucru de ca să facem și cu gunoi. Și multă lume nu este încă cu contractul la primărie. Nu, mai avem puțin. Cât sub 100. Ce?
Da, nu mai avem motiv. Nu mai avem de făcut. Într-adevăr, va trebui să se plecați cu cititul și cu încasatul. Să ne ajutăm să-i dăm... Plutim niște bani cu prima fonetă care deștept. Avem postul jurisdicțional organigram în unul de săptămâna care vine. Doamna Sfântul să ne apucă să... Da, nu putem da o hotărâre de consiliul local, fiecare om. Deci obligativitatea ca fiecare să-și pune, să-și pune apometul de alea inteligent. Care dau a... Pe banii omului. În mod normal, autoritatea locală face lucrul ăsta și ia banii dreptat din... Sau așa, moral. Deci la consum sau dau cu un procent pentru... Noi trebuie să facem un fundament. Cum transmite indexul prin curent? Cum transmite indexul? Nu știu exact, dar tot așa, ca la lumină, cumva. Ești la lumină, are integratoare de mână cu bază de baterie. Da. Bază de Wi-Fi, ceva. Da, și transmite exact. Da, da, sunt apometri. Face, înțeleg că face citit de bază de trece. Sau transmite direct la bază. Costă în jur de... Nu știu, e greu cu și asta. Au venit mai frumișoare. Are chiar a fost un proiect de rulat în sensul ăsta și nu vrem. Va apăra. Da. Am găsit o... Deci nu știu... Nu trebuie testul, condamne, nu trebuie testul? Sau nu e puțin, da. Pentru alimentare la Parcul Cupin, noi avem aici un contor bifazic, da? De 2,20, da. Și îl facem transformat în trifazic și apoi noi putem să tragem 7 km. De el alimentă proprietății și... Păi așa mă gândesc. Da? Adică cea mai ușoară soluție și ca să nu mai... Dar e singura variantă posibilă, pentru că cea mai altă s-ar suprapune iarăși cu poii. Cu poii, așa așa. Și în poii cu poii avem branșament din local bar, de la transformatorul. Asta e chestii tehnică care nu cred. Da, sunt discuții pe care o să le mulțumesc de ceva. Domnuleți! Deci pentru puț, trebuie alimentare. N-am direct, nu mai am. Trebuie, da? Dar lăsați-mă la urmă. Lăsați-mă la urmă. Domnuleți! Eu aveam așa, propunerea, am discutat-o și aseară, să facem o comisie de verificare a modului de colectare a deșeurilor. Unul, doi consilieri sau un consilier, prin rotație, cum avem timp, facem un grafic, care poate să meargă în urma mașinii de gunoi și un angajat la primărie. Dar nu săptămâna. Cred că e o problemă. Consiliul local se poate constitui în comisii de verificare, de control, de perioadă determinată. Dar la secretar, trebuie hotărâri sau ce trebuie? Da, trebuie hotărâri. Da, ședința extraordinară pe care despre care vorbeam, o să punem un proiect de hotărâri și în sensul ăsta. Vă gândiți dumneavoastră cum vreți să fie comisiile, o să dăm și om din partea primării. Și chiar să treci la dreapă. Facem și de ordine, ca așa ce vrea, zice, doar mă controlează nimic, pun ce vreau acolo. Am un scop bunor, da. Dar eu nu plătesc bunor. Poate mai depistăm și ele. Controlez și după aceea care este procedura de a aplica omului o anumită... Noi aplicăm țin, nu ridicăm bunor. Și cred că ar trebui... Constată. Constată și nu ridicăm bunor. Deci nu este zero. Nu este zero. Dacă eu scot un ton belon de 200 de chile și mi-ați spătatat în juntru, sunt saci, cu bolos, cu alte... Nu, nu ridicați bunori la mine, da? O dată, de două ori, și eu ce-am spus? Mai aveți și alte probleme de la legea? Da. Dar tot, nu mai e până la legea, nu. Tot vis-a-vis de treaba asta cu gunoiul. A trebuit un dat obiect la perioada asta de colectare a deșeurilor, mai ales la cele plastice. Păi s-o zis așa. Aici e o problemă. Aici e o problemă. Nu s-a adunat o săptămână. Cred că era și legat aseară. Aseară cred că era plecat. Când mi-a spus un primar, joi. Dar nu de gunoi menager, acolo e gunoi amestecat. A zis domnul primar a zis aseară din martie, parcă? Da, de la 1 martie... Doar fi două dată din mână. Pentru că e doar de 3 luni. Am înțeles. Și se va ridice la menager. Cred că era plecat când a zis. Se va ridice la menager cu o colectare din 4 luni. Da, și drumul ăștia la 30 de ani. Deci, foarte bine, foarte bine, foarte bine, vezi, cel mai multe deșeuri sunt plastice. Părerea mea, dacă este așa, cum spuneți domnul primar, dacă am primit noi ceva, eu n-am primit nimic oficial, dar dacă este așa,
sunt foarte deficitari cei de la Soma și cei de la așa, la capitolul comunicării. Pentru că ca să implementezi o măsură așa, ca să, până ajunge la urechea omului, mai ales la țară, așa, trebuia cu 2-3 luni de zile promovat în prima media și nu știu. Dar bineînțeles. Nu aveți pe mail, știu că vă trimis. Nu am primit nimic. Nu știu, siguranță n-am primit. Cu siguranță n-am primit nimic. Ce? N-ați deja vreau să vedeți pe mail? Nu. Ei, e venit din câteva zile adresa, am fost și sunat de reprezentant al adresului și de la Pubela galbenă pentru deșeuri... Da, e adevărat, pe Facebook. Nu, pe Facebook ați spus așa, dar nu? Da. Nu mai pe Facebook. Am pus în stații... Și am ieșit în stații. Am trimis hârtii la fiecare de acolo, cu băieții de la gospodărie, că pe data de și nu știu ce, și am pus pe Facebook. La nivel de an ați trimis, nu? Da, de exemplu. Și de când, de când am postat, când este cu noi așa și pe fiecare dată când este cu noi oameni. Da, știu, dar aici acum dacă este o perioadă experimentală de 3 luni, s-ar putea să treacă 3 luni și noi să nu se luăm la atunci. Nimișcă, nimișcă. Doamna, mai am o întrebare incomod. Da. Ce înseamnă elaborare strategiei dezvoltare locală a comunii Măgura? Am mai întrebat-o, ați și s-o răspuns. Făcută de public legal investment de ei. Așa. Pentru că apare mereu pe sicap. Ce înseamnă asta? O citim și noi, să știm despre ce e vorba. Pe fiecare localitate are o strategie de dezvoltare. Și unde e publică asta? Sau e secretă? Nu, nu e secretă. Vă la dispoziție și dumneavoastră, doamne. Dar nu dați la 3 ani de care sunt prinse, în care sunt prinse investițiile realizate, investițiile viitoare, care este traiectoria pe care gândim noi să ne mișcăm în următorii, ani. Așa face și, este o strategie de dezvoltare a județului Bacău, față de care ne corelăm, ne raportăm și noi, ne corelăm cu ei. Adică, să ceri, la anumite proiecte este cerută, să ceri strategia de dezvoltare sau extrazi în strategia de dezvoltare a capului Măgura. Domnuliță. Am o întrebare, dacă s-a terminat operația de încheiere a contractelor de apă. Încă nu mai sunt. Încă nu, mai sunt. Cred că contracte care mai trebuie încheiate. Sunt care sunt cască afară. Și la asemenea banilor se face la primărie. La primărie, da. Bun. Legat de colectare, vreau să vă spun că ar trebui să ne gândim mult serios la colectarea deșeurilor textile, după cum știm, al doilea mare poluator după plastice. Deja în unele localități au început să apară vele pentru colectarea acestor materiale textile, încălțăminte. Bună idee. Da. Și ar trebui să o punem și noi. Era ceva gen îmbrăcăminte încălțăminte, care poate fi redistribuit, refolosit. Și uzată. Pentru cea roșie, pentru... Dacă o să mergem să ne uităm și pe albea râulă, să găsim. Și cred că ajung și în canalizare. Iar, de exemplu, dacă primăria vreodată vrea să depună o actă de finanțare, este obligatoriu, în setul de documente pe care îl prezinți finanțatorului, să faci dovadă. Și extras. Extras din strategia de dezvoltare. Acum, eu țin minte că în trecut, pe site-ul primăriei, s-a aflat strategia veche. Acum, posibil asta să fie lucru. De asta ziceam. E posibil să fie lucru. Obiectivul de finanțare. Da, trebuie să le găsească obiectivul. Dacă nu o să le găsească un strategia județeană, ceva de genul.
Da. Eu am o întrebare cu modă, domnul primar. Da, nici nu ne-a văzut. Că ne dăm. cu licitațiile la voi, la apă. Până pe data de 6, suntem în 6 martie, suntem în licitație pe Poim. Singur. Deci, până la urmă, rezultatele s-au văzut pentru faptul că am mers la Ministerul Fondurilor Europene, nu eu singur, că au mai fost 6 martie. Și am solicitat să se despartă grupurile astea de câte trei, pentru că am gândit noi că nu se vede eficiența. Așa dacă, dacă fiecare localitate din sine, cu siguranță vor fi mai atractivi, cred eu. Constructorul pot veni major constructorii. Da, major constructorii. Nu am nevoie de o cifră de afaceri atât de mare. Undeva s-a adunat la vreo 20 milioane de euro sau cât era pentru... Nu sunt. Pentru, da, nu sunt. Chiar să vedeți sub acolo, nu știu, dacă sunt care lucrat pe apă, că n-am cumulat să adune de 20 milioane de euro. Sau sunt, dar sunt foarte puțin. Lucrările sunt foarte multe, sunt 40 și ceva de localități. Ar fi doar Brambisul care a făcut rezervarea pe acolo. Da, și acum să vedem. Noi sperăm care să prezinte cineva. Până pe data de 6 martie. Pot fi actualizate. Sumele nu sunt actualizate, dar este prevăzut în contract. Pot fi actualizate de cursul. Asta e din discuțiile pe care le-am avut recent la CRAV. Vorbiți în contractul cu finanțatorul? Da. Că pot fi actualizate. Mai am una incomodă. Cu asfaltarea de 8,2 km. Asfaltarea de 8,2 km, mă așteptam să fac o vremea bună. Am avut în teren constructorul. Dumnealui ar fi venit săptămâna trecută din discuția pe care am avut-o, dar... Dacă vremea nu-i favorabilă, autorizația este emisă. Între timp am rezolvat și cu extinderea de gaze pe Marea Măgurii. Da, finalizat. Da. Unde mergem cu construcții, cam mai este. Eu sper tare. Cel târziu, luna martie, să-l avem aici. Domnul Adrian. Ar avea ce fac. Mai am până la comandă, domnul primar, cu Pugus. Nu mai comandă? Da. Cu Pugul suntem la drumul național și era vorbit cu reprezentantul firmei care întocmește avizul de drumul național. I-a mai dat ceva detalii vis-a-vis de zona lui Poiva. E vorba de ieșirea din Deneuște. Nu se modifică mult avizul față de cel din 2009, ceea ce e un lucrător. Adică nu o să avem prea multe lucruri de dezvăzut acolo. Doar zona PI. Zona depozitului de muniție acolo. Aici e discuția pe zona de drumul național și o sper tare cu două săptămâni să avem, două, trei săptămâni să avem avizul la drumul național. Ăsta e ultimul aviz și ar trebui să mergem în forță. Că ne dorim cu toții să încheiem o dată capitolul ăsta. Domnul Adrian? Ce s-a întâmplat cu ghișeul.ro? Cu ghișeul.ro, cred că la sfârșitul anului, reușim să implementăm și noi proiectul ăsta ghișeul.ro. Încercăm eventual mai devreme, dar pentru o anumită parte, nu știu dacă o să și reușim, pentru o anumită parte din contribuții pe care ar trebui să plătească cetățenii. Pentru amenzi, pentru, eu știu ce taxe pot fi încărcate înainte de sfârșitul anului, când ne-am propus noi să facem, să ne pezim în totalitate. Și mai aveam întrebare, nu merge pentru la case. Mai erau niște străduți care mi-au străduit. Mai sunt câteva străzi, o să le înceapă domnul Soroi, cu băieții de la gospodărie, să mai distribui din ele. Nu mai sunt multe, mai sunt câteva, cred. Și apropo de asta, țin minte că erau vreo două sau trei străzi care nu aveau nume. Le-am trecut eu FN fără nume, când am fost la identificarea străzilor. Pentru iluminatul public erau străzi fără nume. O stradă paralelă cu Salina, o stradă tot în zona Metalbac, între atelierului și Plaiului, și mai este încă o stradă. Le-am identificat undeva. Alea între atelierului și Plaiului... Sunt niște străzi. Sunt cote indivizi, cred că sunt din lotii Z, dacă eu... Poți că mai sunt două locuințe în aceeași cote. Ești unii. Mai la un singur.
Da, mai avem și spații. Prezinte și se dă foarte. O să dăm foarte. Foarte. O să mai fie situații de genul, o să mai construiesc între 45 și 47, de exemplu, mai apare o construcție, știu, mai... Unde stau eu, de exemplu, am doi vecini, nu sunt 23, vecinul e 23A și vecinul e 23B. Da. Suntem... Da, cred că e strada aia care se referă de un brânz acolo, unde este, unde este Salina, cred că și domnul, nu? Nu cred că unde e domnul ăsta... Nu, unde e Salina. Pe lângă Salina, nu știu. Trebuie să vorbim un pic cu pietruirea drumurilor la Deschețat și se urce în zona Metalbacului. E strada Salinie, da? E... Trebuie să vorbim un pic cu pietruirea drumurilor. Deci, poate e un jalice în zona Metalbacului. Avem șansi cu anul. 27 de mitare. Dar, da, o să... Din ce avem, o să ne apucăm de o balastare mai temenică. Cu Angel Salinie avem șansea noastră? Poftiți? Pe Angel Salinie avem șansea noastră? Pe Angel Salinie am terminat cu toate suprapunerile, suntem curați, avem și... Am luat și hotărârea din Consiliu săptămâna trecută, nu? Da, așa au venit extras. Azi, acum, am primit extrasii dedicate cu cel, proiectantul deja s-a apucat de treabă. Dacă în următoare perioadă încărcăm și noi pe balastare. Da, intervin un pic și îmi cer scuze, domnul primar, la acolo balastare noi trebuie să ne grăbim. Ar trebui ca să nu ne mai rezumăm numai la buldo, să aducem un utilaj care să ia frumos ce este din zestrea drumului, să o uniformizeze, dar un utilaj performant. Un autogreder, dar să usuce, să fie usuce. Să usuce și putem să facem și treaba asta. Un autogreder cu intervenția acum pe drumuri, catastrofală, mai mult stic decât azi. Da, dacă nu mai sunt alții, domnule, vrei frumos? Spuneți, domnul Ciomaș. V-ați uitat bine. Nu, am uitat. Vă rog frumos, dacă doar asta se poate intervina în portul ăla și portul ca să îi colmatăm puțin, să îi curățăm, să îi decolmatăm. Decolmatăm, la urmă, spuneam. La Cisneaua e jos. Da, sunt multe persoane care iau apă de mă. Pentru că este prinsă în inventarul... Nu este prinsă. Trebuie să găsim o soluție. Trebuie să văd foarte multe persoane. Haide să ne prindem pe toate. Știți că aia din darul mare la fel. Singura e aia de la Pita. Singura de la Pita, care avem prinsă în inventarul Domnului Cuvânt. Dacă nu e prinsă și aia îți face ceva, adică... Dar nu e ceva mai sus. Dar nu e ceva mai sus.